Într-o legătură directă cu noi, Alexandru Rafila, deputat PSD. Bună ziua, domnule Rafila. Bună ziua. Cum și unde va duce toată această situație? Domnule Rafila, sigur că astăzi este treaba anchetatorilor să ne spună ce s-a întâmplat ieri acolo, dar întrebarea ar fi mai degrabă ce ne-a dus la tragedia de ieri de la Victor Babeș. O să încerc și o să evit, dacă vreți, conotațiile de natură politică. Dar nu pot să nu spun că trebuie să existe o gândire la nivelul Ministerului Sănătății care să facă, nu știu dacă poate să prevină complet, dar să reducă la maxim, dacă se poate spune așa, riscurile legate de modul de funcționare a spitalelor în actuala situație pandemică. Și aici mă refer la, mai ales după tragedia de la Balș, dacă doriți, trebuie să avem până la urmă un plan de măsuri care să genereze la nivelul fiecărei unități spitalicești în general și mai ales la cele care utilizează cantități foarte mari de oxigen, de exemplu, o zonă de monitorizare care să excludă astfel de incidente. La Matei Balci, probabil că incendiu, sigur, nu avem un raport final, incendiu a fost produs de concentrația ridicată de oxigen. Aici discutăm despre imposibilitatea de a asigura oxigenul pacienților pentru un anumit interval de timp care s-a dovedit fatal. Deci, în mod evident, este vorba de o chestiune care se repetă și atunci reacția firească a unui organism care răspunde de sănătatea populației la nivelul guvernului, mă refer la Ministerul Sănătății, este să elaboreze un astfel de plan de măsuri care să evite aceste situații. Lucrul ăsta nu există și atunci, chiar dacă noi nu politizăm această problemă, ea există și trebuie soluționată și trebuia soluționată pentru că se soldează cu pierderea de vieți omenești. Soluția aceasta a tirurilor de ATI, domnul Rafila, a fost tocmai pentru că e un număr foarte mare și e o presiune uriașă pe spitalele din țară. Se putea face ceva mai mult în ceea ce privește terapia intensivă, zona terapie intensivă, astfel încât să nu trebuiască să apelăm la aceste tiruri, mai ales pe un termen atât de lung? Multe din ele sunt conectate de un an de zile, poate în anumite locuri. Da, ele sunt prevăzute de obicei pentru intervenții de durată mai scurtă. De asta și filozofia acestor unități mobile este să intervii acolo unde este nevoie până se rezolvă problema, după care să intri într-o procedură standard care implică, știu eu, clădiri de asistență medicală spitalicească. Din nou am asistat la o lipsă de reacție sau de reacție întârziată în ceea ce privește modul de tratare a acestei pandemii din punct de vedere al asistenței medicale spitalicești. Dacă vă aduceți aminte, la începutul anului 2020 au fost desemnate spitale COVID și spitale de suport COVID. O idee care, sigur, pentru vremea respectivă poate că a fost utilă, dar mai târziu, odată ce această pandemie s-a extins, am ajuns la 10.000 de cazuri pe zi, în mod evident nu mai era viabilă și nici nu era urmată de niciun alt stat membru din Uniunea Europeană. Organizarea în spitale multidisciplinare de obicei a unor zone unde să fie tratați pacienții COVID, inclusiv a unor paturi distincte de terapie intensivă, părea soluția logică, dar acest lucru a întârziat. Acum am asistat la o astfel de acțiune oarecum intempestivă pentru Spitalul Foricior, care trebuie să spunem că nu este un spital multiprofil, este un spital monoprofil. Și atunci cred că această lipsă de reacție sau reacție întârziată este și ea responsabilă de ceea ce se întâmplă în momentul de față, inclusiv de incapacitatea de a asigura un număr cât de cât suficient de paturi. Mai este un element care nu pot să nu-l spun, este vorba despre măsurile pe care le luăm încât secțiile să nu fie supraaglomerate, adică dacă în fiecare zi avem cazuri noi, tot mai multe, tot mai grave și așa mai departe, e normal că se ajunge la o limită a sistemului de asistență medicală. Ori celelalte măsuri, care înseamnă testare, dacă vreți, chiar agresivă, în anumite colectivități, creșterea accesibilității la testare prin medicii de familie, prin dezvoltarea unor rețele de testare, de exemplu, în școlile din România, ar fi putut să țină lucrurile mai bine sub control, cred eu, și atunci și numărul de cazuri ar fi scăzut pentru că ar fi scăzut transmisibilitatea. Și
Domnule Rafila, mai este... Sunt cuplate aceste măsuri de sănătate publică cu cele legate de asigurarea capacității de asistență medicală spitalicească. Și mai este o întrebare, ultima mea întrebare, domnule Rafila. Cu pacienții vorbește cineva în aceste zile, mai ales în ceea ce privește încrederea? Sigur, aceste secții de terapie mobilă vor funcționa în continuare, cel mai probabil în multe dintre spitale. Adică semnal de încredere se dă dinspre decidentul politic în aceste zile, în aceste ore? Păi dumneavoastră ați văzut că se dă. Eu am auzit doar o singură chestiune, că la Ministerul Sănătății s-a discutat cu pacienții care au fost externați de la Foișor și toți erau extaziați de această măsură a externării. Mi se pare nepotrivit. În mod normal trebuia să discute cu ei înainte de externare, să li se explice situația, familiile să fie prevenite. Chestiunea asta cu empatia și... Nu numai cu empatia, cu stabilirea unor căi de comunicare care să prevină, dacă vreți, situații de criză, inclusiv în cadrul populației, în cadrul pacienților, familiilor acestora, cred că trebuie să existe. Adică o strategie de comunicare trebuie să fie și de la nivel central, dar ea trebuie sigur extrapolată și la nivelul unităților sanitare. Nu știu în ce măsură, în momentul de față, se discută, de exemplu, cu aparținătorii pacienților, cât se discută cu ei. Sunt mulți pacienți sau familii ale lor care au puține informații referitoare la evoluția stării de sănătate a propriilor membri ai familiei care sunt internați în spitale și cred că lucrul ăsta trebuie reglat rapid. Ați anunțat deja, PSD a anunțat deja că mută și politic în această situație. Sunt șanse să treacă această moțiune simplă vis-a-vis de Ministrul Sănătății? Știți care este problema? Eu am văzut pozițiile publice ale multor reprezentanți ai actualei coaliții, mai ales de la Partidul Național Liberal, dar inclusiv de la Uniunea Salvați România am văzut câteva poziții care cereau demiterea ministrului Voiculescu. Dacă suntem serioși, dacă suntem consecvenți, atunci, în mod evident, cei care au declarat că își doresc demiterea ministrului ar trebui să susțină moțiunea, pentru că atunci și primul ministru ar avea la îndemână un instrument și o motivație extrem de clară pentru schimbarea acestui ministru, care, din motive inexplicabile, rămâne pe post, cu toate că modul în care performează a fost recunoscut chiar și de domnul Dan Barna ieri, că nu este extrem de performant, dar ce să facem, altul nu avem. Adică nu cred că la nivelul unui guvern, care al unei țări din Uniunea Europeană, astfel de argumente stau în picioare. Mulțumesc tare mult pentru intervenția Digi24, Alexandru Rafila, deputat PSD.